Level 2. Hai vedem ce e pică domnul Ben. Și noua legendară a domnului Benny este... Salutare tuturor! Eu sunt Drago și astăzi am revenit cu un nou video pe canal. În acest video vom vorbi câte ceva legat de anumite chestii, legat de live, de turneu, de touchdown care îl pregătesc. Și totodată vom deschide acest legendary chest pe cont domnului Benny. Înainte de a începe episodul, fraților, nu uitați să apăsați voi butonul ăla de like, ca să strângeți mai multe like-uri, ca să susțineți seria. Și nu uitați că de seară la ora 8 vă aștept pe live, așa că fiți cu ochii pe canal. Vom face și turneul de 100 de gemuri. Nu-i cine știe ce, dar e ok. Bun, vă chimeți ăștia Ice Wheels, Prințesa, Sparky și Lava. Ar fi ok să luăm Prințesa sau Ice Wheels sau Mega Knight, de ce nu? E legendar pe care o folosește și care poate fi dusă la level 2. Hai vedem ce e pică domnul Benny. Și noua legendară a domnului Benny este... Bandita. Bandita la level 2. E ok, poate să fac un deck cu Mega Knight și Bandita. Bun, fraților, acum ne vom toarce pe contul meu și vă voi arăta câteva meciuri de la turneul la 10 gemuri. Bun, acum intrăm, fraților. Nu de, am zis de la turneu, de la challenge-ul care o costa 10 gemuri. E ciudat că acum practic nu-ți mai dă un free entry, doar trebuie să joci, n-ai de ales. Trebuie să bagi gemurile dacă vrei să joci. Ei, la mine nu-i problemă. Dar nu, că vom cheltui 100, ca și când seară pe live la turneu, alături de un invitat, care o să ne asiste pe Discord, sper. Încă nu vă spun cine e. Dar vă spun atât, dacă omul face el YouTube și e de treabă. Veți vedea seara spui cine-i vorba. Hai să luăm aici un Mega Knight, domnul Cristi. Un Mega Minion, mă scuzați. Și hai să vă arăt, am aici un match care era. Ăsta, 3-2. Ăsta parcă era. Un match foarte interesant și foarte intens, după părerea mea. Deoarece am zis că ne-au condus cu 2-0 și am reușit în ultimul minut să întoarcem scorul. Hai, dar nu mai știu exact. Parcă așa mi-am amintesc. Hai să vedem. Cel mai bine. Și nu uita, dacă ați terminat partea a episodului și n-ați apăsat butonul de like, vă rog să apăsați acum, să-l apăsați acum. Ca să ne cât mai multe. Bun, ei au început cu un Baby Dragon și un Sparky. Noi am pus un... Nu mai știu. Așa, ca să văd și eu cine i-au pus. Bun. Eu am pus un X-Bow și cu un Knight. Wizard-ul ăla o să ocupe de... Baby Dragon. X-Bow-ul dă în Valkyrie. Aici am impresia că Battle Ram-ul ăla o să marcheze. Dacă nu greșesc eu, da. Mini pe canare și să dea și aici ne-a marcat primul lor punct. Nu era cine știe ce, mai aveam 2 minute și ceva, aveam timp destul. Dar știți că e greu turneul ăsta, dacă nu te sincronizezi cu colegul e foarte greu. Bun, aici facem un push cu Lava și cu Hog aparent. Acolo colegul meu a dat un lining foarte aiurea. Pe 3 goblini, deci nici măcar nu a luat baraca, barbari, ceva, nu, el l-a dat în ăia. Aici ne-a apărat binișor. Cred că o spună Fire Spiritele, da? Eu nu mai știu că eu am zis ăla din dreapta, da, cu mini peca. Bun, am pus mini peca pentru ea, dar goblinii am zis vor marca, nu? Nu, nu marchează goblinii. Am pus Spirit Goblin, e foarte prost acolo. Și fix în săgeți. Practic au fost inutili. Și Battle Ram-ul iarăși ne-a marcat. De până acum, vedeți, Battle Ram-ul este și ea o carte foarte bună în acest challenge. Pe lângă Hog. Hog-ul și Battle Ram-ul sunt foarte bune. Și Cannon Card. Chiar mie nu-mi prea place cartea în arena, dar la challenge e ok. Chiar faci treaba. Bun, hai vedem acolo, am pus X-Bow, care și-a luat ceva damage până să dea în Dark Goblin-ul ăla. Din câte vedeți, fraților, mai era fix un minut
Și aici am răs, abia acum am răs să-i marcăm primul punct, un lining foarte bun dat de colegul meu. Și mai era 57 secunde în care trebuia să marcăm cel puțin un punct. O coroană să facem. Betterem ne-a pus cea mai probleme, așa că de acum înainte ne-am apărat foarte bine împotriva lui. Ia uitați, am pus o grămadă de trupe și practic nu mai avut ce să facă. A fost useless. Acolo a pus un knight care să tancheze pentru Wiz. Un poison cred că o spun eu acum și am ratat o leacă. Da, e ok. Mai erau fix 30 secunde, fraților, și noi încă nu marcasem. Am zis că lava papul ăla o să marcheze acum, dar ce ei s-au concentrat pe Hog. Wizardul a scos Ice Spiritul și fix cu 17 secunde înainte de a termina timpul, fraților, am reușit să egalăm. Și acum urmează partea finală în care bă, câte ați văzut și voi, am câștigat. Mari dificultăți, dar am reușit. E fost foarte intense meciurile de aici, deoarece orice greșeală te costă. Trebuie să ai grijă cum împarți elixirul și toate cele. Aici o hoardă de lilieci, ia uite și acolo. Îmi dă la unii. Cred că o să dau așa, îmi da poison. Hog-ul ăla, clar o să ajungă și o să marcheze, nu mai are ce să facă și am câștigat. Ăsta a fost meciul, foarte intens. Am luptat eu și colegul meu până în ultima clipă și am reușit să câștigăm. Și cred că mai am meci pe aici? Nu, atât. Atât a fost mai interesant. Aici a fost un meci în arenă. Am mai jucat în arenă, am reușit să ajung la 4000. Dar după iar am scăzut, iar acum sunt la 3888, dar nu e problemă, nu faceți griji. Dragoș o să urci înapoi. Da, fraților, păi cred că cam aici v-am încheiat și episodul, nu e foarte lung. Am vrut mai mult să-l fac ca să vă anunț de live și de toate cele. Sper să ne vedem acolo, vă aștept și la turneu ca să vă măsurați forțele cu mine, cei care o să aveți ocazia. Nu că aș fi foarte bun, dar na. Ok, bine, hai. Cam atât am de spus. Eu am fost Dragoș și până data viitoare vă urez toate cele bune. Nu uitați live din seara la 8. Pa, pa!